COVID-19 a ajuns și în sistemul penitenciar. Deținutul Oleg Pruteanu, alias Borman, de la penitenciarul 13 din capitală, a fost testat pozitiv. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către unul dintre apărătorii săi, Gheorghe Malic, care acuză administrația penitenciarelor de neglijență. El susține că Oleg Pruteanu a avut simptome, în special febră, încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Imediat cum am auzit despre posibilele simptome, am bătut alarma, am intervenit față de instituția penitenciară, față chiar la Agenția Națională de Penitenciare. Ei pur și simplu s-au bătut joc în continuare de persoana aceasta. Nu au primit în serios, având niște suspiciuni că noi am simulat această situație. Avocatul mai spune că abia la sfârșitul acestei săptămâni Oleg Pruteanu a fost testat, la aproape o săptămână de la primele simptome. În tot acest timp, deținutul s-a întâlnit cu doi dintre avocați pe care i-ar fi infectat cu noul coronavirus, mai spune Gheorghe Malic. Avocatul mai spune că Pruteanu nu a primit echipamente de protecție. Într-o zi, la insistența noastră, i-a dat o mască care, vedeți, erau deja folosite de altcineva. Administrația Națională a Penitenciarelor a confirmat, fără a-i da numele, că un deținut a fost diagnosticat cu COVID-19, dar menționează într-un comunicat că acesta s-ar fi infectat de la unul dintre avocații săi, despre care s-a scris pe rețelele de socializare că are COVID-19. Deținutul și colegul său de celulă, despre care ANP nu precizează dacă are sau nu COVID-19, au fost transferați la Spitalul Penitenciarului Pruncul pentru tratament. Starea lor de sănătate este de gravitate medie. Oleg Pruteanu va fi dus la Institutul de Medicină Urgentă pentru investigații suplimentare. Între timp, ANP a inițiat o anchetă internă. Oleg Pruteanu e în închisoare din 2017 pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari.